Noi suntem alt gang și azi vrem să vedem care dintre noi are cea mai grea viață. Cum o să facem asta? Păi facem schimb de mame. De vieți. Biesh va schimba viața cu Brandy și eu cu Vlad. Let's go! Ne vedem în 24 de ore. Pa! Puteți să-mi spuneți Vlad Grigore, pentru că asta e casa mea acum. Cred că ne-a lăsat pe undeva pe aici o foaie, exact. O, ne-a lăsat bani, ador. Deci, în primul rând, carnetul cu sex education. Fă-te comod și spală vasele. Mamă, câte sunt. Strânge caca la pisică. Scoate rufele de la spălat și bagă negrele. Nut slur. Și pune-le la uscat după, sigur că da. Trimite facturile la contabilă. Vai de capul meu. Contabila stă în Popeșle Ordeni, să ne înțelegem. Du gunoiul din terasă, două pungi. Vine proprietarea pentru chirie, deci acolo, de acolo sunt banii. Am înțeles. Masează pisica pe burtă 4 minute. Terge oglinda din baie. Curăța spiritele din casă cu un bețișor parfumat înainte de somn. Dă iarba pisicii și hrănește-o pe wiki. Hai că n-avem multe de făcut. Înainte să începem task-urile, hai să profităm un pic de casa lui Vlad. Are aici turnul Eiffel, slava Ucrainii, el cu față de piții. Asta e fake? Da, e fake ca el. Joacă șah, băiatul meu e cult. A, nu, a fost campanie, ok. Are și lanternă, dar n-are cameră. Poveste de groază. Trebuie să spăl vasele lui Vlad. Ia zi, fraiere. Acu e casa asta. Doarme cu leul la cap și cu YouTube-ul, ca să știți. Și cu un pahar care are viață pe ăsta. Nu-l spăl că nu era în chiuvetă. Nu știu de ce, dar cred că e idee bună să aștept așa proprietarea. Cred că îmi dă ea bani dacă mă vede așa sincer. No, verdele nu e culoarea mea, se vede. O să fac primul task și anume să strâng fecalele pisicii. E ok că și eu l-am pus pe Vlad să fac asta la mine, doar că pisica mea parcă a fost mai simțită puțin. Mama, de ce se negre așa? Vlad, cred că trebuie să ajungi la un control. Asta nu-i parfum de cameră, să știți, este protecție de pantofi. Gata, uite Vlad, curat ca lacrima. Iarba pisicii pentru Wiki și hrănit pisica. Wiki, trebuie să ne jucăm, tati. Uitați, drăguți, este Wiki și cu minte. Ia un mic diavol acasă, nu știu cum se descurcă Vlad. Unde ții mâncarea la pisică? Cum ai fi ți dau proteine din astea să facă mușchiul gros, rău? Hai că am găsit perfect fit și el este atât de gras. Iată, Wiki. De ce nu le entuziasmează nimic? Iată, Wiki, hai, hai. Bravo, Wiki, bravo. Vrei? Poftă bună, aoleu. Iarba pisicii. Wiki, dai fun. O să-ți placă. Wiki! Wiki! Ok, lăsăm ierba pisicii pe mai târziu atunci. Ai zis ceva? Ce-ai zis? Da? Ce înseamnă asta? Vrei să fii mângâiat? Îți place, da. Uite cum face! Vă rog, uitați-vă cum stă. Măi, cârlig, măi. Ia uite, Wiki, ia uite ce avem aici. Hai, vino, vino, vino. Ups. Hai, îți place? Știu că-ți place. Fă ceva. Hai, Wiki. Tăvălește-te așa. Ce drăguț e, nu mai pot. Nu mai pot. Îmi clapă inima. Hai, Wiki, da. Leșin, cât ești de drăguț.
Scoate rufele de la spălat și bagă negrele. Presupun că astea sunt rufele pe care ți le scot. Presupun că astea sunt negrele not slur. Păi și mai am nevoie de un recipient. În ce scot astea să... Ok. Mama, mama, mai eu quiero. Mama, mama, mai eu quiero. Mama, mama, mai eu quiero. Mama, dar aș ughetăn. Aș ughetăn. Aș ughetăn. Aș ughetăn. Aș ughetăn. De ce niciodată nu știu să folosesc cu mașină de spălat dacă nu e a mea? Bine, nici prea mea nu prea știu să folosesc, dar... M-a pus Vlad să fac aici ce face într-o săptămână, nu ce face într-o zi, prieteni, credeți-mă. Și cum îți încape ăsta în balcon? Ah, ok, ok, ok. Astăzi gata, mâine-s gata, casa inimă curată. Astăzi gata, mâine-s gata, casa inimă curată. Cam s-o mătur bine seara, sunt și iubită cu vară. Cam s-o mătur bine seara, sunt și iubită cu vară. Voi mâini m-ai dispeta și casa e mătura. Voila! Hai să luăm gunoiul de grasă. Uite-l. Și să-l ducem afară. E greuț. Let's go. Ieșim. Avem o problemă, prieteni. Nu știu unde trebuie dus. Da, ne ferește și... Unde? Vai, cred că știu și cred că e departe. Adio. M-a sunat Vlad și mi-a zis că nu trebuie să trimit facturile la contabilă pentru că nu le are sortate sau ceva de genul, deci le trimit degeaba. Așa că mai tăiem un task de pe listă. Am făcut și asta. Wiki încă se prelinge în iarba pisicii. Și eu trebuie să mângâie pe bărtică 4 minute. Da, micuții. Da, îți place? Îți place, iubitul. Asta trebuie să fac. M-a pus tactul. Da. Să mângâi tu. 4 sec. Să nu mă întrebați de ce mi-am dat și lanțurile jos, că nu am răspuns. Doamne, detest să spăl vasele. Credeam că te prind la colț cu faptul că te-am pus să le speli pe la mine. Bine, la mine cred că sunt mai multe. Activitatea pe care o detest cel mai mult și faptul că nu am mașină de spălat vase, nu e pentru că nu vreau să-mi cumpăr, dar am unde să o pun, nu am loc în bucătărie, trebuie să, efectiv o să mă mut doar ca să am mașină de spălat vase. Hai că nu vreți să vedeți asta. Gata, mai prieteni, uite Vlad ce frumusețe. Nu a fost așa curat nici când l-ai cumpărat, sincer. Spală vasele. Sper că vă place cadrul. Nu am găsit soluție de oglindă, așa că o șterg cu apă și hârtie igienică. Merge de fiecare dată. Curată ca lacrima. Nu se vede, pentru că n-are ce, că e curată. Trebuia să fie filmat și murdară, dar na. Că nu te duce capul, nu te duce. A ajuns domnișoara proprietar să-i dăm banii. Bună seara! Hello! Deci, practic, astăzi eu sunt Vlad. Deci, Vlad, da, frate. Nu mă așteptam să fii tu. De fiecare dată eu adun Vlad struguri. A, ce frumos. Așa, da? Gata. Mersi, m-am achitat. Te-ai achitat? Ai scopat din asta? Curăță spiritele din casă cu un bețișor parfumat înainte de somn. E normal să mi se facă frică de mine. Gata, am făcut și asta. Nu înțeleg de ce m-ai pus să scap de draci din casă. Nu înțeleg de ce ai draci în casă. Dar nici nu vreau să aflu de ce ai draci în casă, că poate îi lași la mine. În altă ordine de idei, am terminat cu task-urile. Mă uit la un serial cu un psihopat. De fapt, este documentar, nu serial. Se termină și acest episod, prieteni. Arăr, coș. O să mă pun în pat.
O să mă schimb în pijamale ca un vlogger. V-am zis, nu mai rămâne decât să vă spun... Noapte bună, iubii, noapte bună! Ne vedem mâine, pa! Trebuie să plec că vine Vlad. Abia aștept să fac schimb de vieți înapoi. Mi-e dor de pisica mea, deși și al lui Vlad a fost drăguță. Dacă v-a plăcut episodul ăsta și vreți să mai facem și cu ceilalți membri din gașcă, lăsați în comentarii să știe și ei, să-i conving. Nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă, vă rog mult și un follow pe Instagram și vă aștept pe grupul de Discord pe toți. Link-uri în descriere pentru tot. Ok, pa! De ce ești atât de drăguț? De ce stai în coș? Mă, ești prea drăguț, scuze. Gata și negrele. No slur. S-a întâmplat asta. Tu aici și tu aici. Și... Gata, l-am reparat. Nu cred că ați văzut nimic oricum. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the song.